să nu se rușineze, ci să-L glorifice pe Dumnezeu pentru acest nume de creștin. Hristos s-a înălțat! Dragi credincioși, se spune despre un ofițer că trăia ascuns pe insula Gam de aproape 3 ani de zile. Tocmai de atunci când japonezii au ocupat acea insulă în care el era ca refugiat. Și el căutase adăpost în deștișul pădurii tropicale, tocmai ca să nu fie prins și să locuiască mai apoi ca prizonier într-un lagăr. Spre seara zilei de 10 iulie a anului 1944, a zărit un vas american. A urcat repede pe un deal și s-a poziționat pe o stâncă. Apoi a scos din rucsac o oglindă mică. Ținând oglinda de margini, o înclina înainte și înapoi, reflectând razele de soare în direcția navei. Acest semnal a atras privirea unui marinar și o echipă de salvare a coborât de la bordul navei într-o barcă pneumatică și s-a îndreptat spre această insulă să cerceteze cazul. Și l-au salvat pe acest ofițer. El s-a bucurat că a avut oglinda și că a știut să o folosească. Și mai mult, că oglinda a cooperat. Să facem acum o presupunere. Ciudată, dar să o facem. Dacă acea oglindă nu ar fi cooperat, în loc să reflecte mesajul dinspre soare, să trimită propriul mesaj. La urma urmei, după 3 ani de izolare, cine ar mai fi atras atenție? O altă idee și mai trăsnită ar fi aceea a unei oglinzi nesigure. Dacă ar avea rațiune, oglinda, dacă se gândea în inima ei, dacă o să stric totul, dacă o să transmit erori și nu ceea ce intenționează stăpânul meu. În plus, sunt și ciobită și nu sunt perfectă. Cine m-ar asculta? La fel și autocompătimirea poate să iese în evidență. Am stat în rucsacul acestui domn timp de 3 ani și am fost cărată încolo și încoace. Și acum, dintr-o dată, se așteaptă să înfrupt strălucirea soarelui. Nu cred că voi putea. Ce bine e că o oglindă nu are o voință proprie și nu are rațiune. Dar oglinzile lui Dumnezeu. Din păcate, noi oamenii, spun din păcate pentru că de multe ori nu folosim aceste daruri din partea lui Dumnezeu, rațiunea și voința într-un mod corespunzător, spun, din păcate, noi avem rațiune și voință. Însă, trebuie să știm, înainte de toate, că suntem și noi oglinzi care trebuie să reflecte lumina lui Dumnezeu. Sunt
suntem noi toți instrumente de heliografie cerească. Și principiul de bază al vieții fiecărui creștin ar trebui să fie acesta: să reflectăm slava lui Dumnezeu, gloria sa, așa cum am auzit în toate lecturile sfinte de astăzi. Spune Sfântul Apostol Paul într-una din scrisorile sale: noi, cu fața descoperită, reflectăm ca niște oglinzi strălucirea lui Dumnezeu și devenim din ce în ce mai strălucitori pe măsură ce ne apropiem și ne lăsăm transformați de imaginea pe care o reflectăm. Aceasta este lucrarea Domnului care este Duh. Astăzi Hristos în Evanghelie îl glorifică pe Dumnezeu Tatăl. Îi cere să-i dea putere ca să-și îndeplinească misiunea aici pe pământ, prin care să se arate practic slava lui Dumnezeu, glorificarea sa, murind pe cruce și apoi înviind din morți și înălțându-se la dreapta Tatălui. Ce înseamnă lucrul acesta? Hristos ne dă un exemplu. Ce trebuie să facem noi aici pe pământ ca și pelerini spre cerul? În tot ceea ce facem, să îl arătăm pe Dumnezeu, să-l facem prezent pe Dumnezeu. Spune tot Sfântul Apostol Paul în prima scrisoare către Corinteni: orice ați face, faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta este menirea noastră pe pământ. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L iubim și să-L facem cunoscut și altora. Ori Duhul Sfânt pe care îl vom primi, ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu și avem inimile deschise, Duhul Sfânt pe care îl vom cinsti duminica viitoare, are tocmai acest rol în viața noastră: să ne deschidă inima, să ne apropie de Dumnezeu, să ne dea putere să ne îndeplinim misiunea într-un mod autentic, personal, dar corespunzător planului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt are această îndatorie: să ne lumineze pașii pe calea cea dreaptă, să facem tot ceea ce este bine, prin care să reflectăm bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că știm care sunt atributele lui Dumnezeu, printre care și Sfânt, adică iubește binele și urăște rău. Ori noi, comportându-ne astfel, reflectăm bunătatea lui Dumnezeu. Așadar, plecând de la această sfântă liturghie, să ne facem planuri, strategii, zilnic, prin conduita noastră, prin viața noastră, să-L arătăm pe Dumnezeu celor care poate nu-L cunosc, care poate se comportă ca și cum nu L-ar cunoaște, cu toate că știu, fiind creștini. Să reușim, în primul rând, noi să fim aceia care să-L arătăm pe Dumnezeu, asemenea unei oglinzi care să reflecte lumina lui Dumnezeu. Pentru că, în primul rând, privind noi, devenim ceea ce Dumnezeu vrea de la noi și apoi, devenind, reușim să reflectăm. El este sursa. Noi suntem doar
niște cioburi de sticlă argintată, niște oglinzi. El este lumina, noi suntem mijlocul prin care această lumină să ajungă mai departe pe acest pământ. El transmite mesajul. Noi trebuie să-l reflectăm. Ca să primim puterea Duhului Sfânt, această forță cerească, Sfinții Apostoli și Sfânta Fecioară Maria ne învață astăzi să ne punem în genunchi, să ne unim în rugăciune, să avem privirea noastră îndreptată spre Dumnezeu și să-i cerem cu stăruință acest lucru. Doar așa reușim să dăm frumusețe vieții noastre, doar așa reușim să fim mulțumiți de viața noastră, împlinindu-ne menirea pe acest pământ. Aceea de a duce slavă lui Dumnezeu prin viața noastră, prin tot ceea ce facem. Duhul Sfânt să ne lumineze mereu pașii în alegerile noastre, ca tot timpul să-L alegem pe Dumnezeu și să-L descoperim și semenilor noștri. Hristos s-a înălțat!